cel cunoscut, ci cel al antrenorului, Sorin Tănăsie, un fost fugit de mare valoare, campion mondial de tineret în Argentina, parcă a luat titlul, dacă țin bine minte. Iată-l pe elevul său, din Craiova, la Pantera Boxing Academy, o școală, o academie de box pe care, și kickboxing pe care Sorin Tănăsie și-a deschis-o, numele său de ring era Pantera. In the blue corner, 180 centimeters, 70 kg, 18 years old. Prezentarea celor doi, făcută în stil american de Cosmin Cernat. Samuel Ivan Samuel. Să vedem dacă odată ce va începe lupta va ieși din această stare de emoții și se va concentra pe ceea ce trebuie. Ladies and gentlemen, Andrei Ion! Deci altă parte, Andrei Ion în colțul roșu așadar, categoria 70 de kg, cei doi băieți sunt gata pentru startul lor în lumea kickboxingului profesionist. Toată lumea e pregătită. Start așadar în cea de-a patra luptă a galei. Începe cu curaj acolo Samuel Ivan. Andrei Ion vine cu replica, lovitură joasă de picior, mișcă din corp, din trunchi, ce-l fac să fie mai greu de găsit de un adversar foarte curajos. Iată o serie importantă cu lovitură de picior din întoarcere. S-a blocat destul de bine Samuel acolo. Bună eschivă pentru Andrei Ion, care ne arată câteva din calitățile antrenorului său. Lui Tănăsie știu că îi plăcea mișcarea ring. Era un tip cu lovituri fulgerătoare. Interesantă luptă până acum. Și o primă lovitură excelentă, o dreaptă. Arbitrul consideră că a fost mai mult împingere și nu numără pe Samuel. E rândul lui Andrei Ion să cadă. O dreaptă aruncată prea larg de Samuel. Bună dreaptă, stângă dreaptă, o serie de lovituri. Samuel Ivan stă în gardă, încercând acolo o bachetat să evite loviturile și să riposteze mare forță. Dreaptă și o stângă la corp. Încă o dată, Andrei Ion, serie bună, dar proteza lui Samuel a ieșit, mă rog, cred că a scuipat-o el. Observăm că este și serios lovit și cred că trebuie să intervină și doctorul aici. Hai să vedem ce semn face doctorul, pentru că el este cel care decide. Lupta va continua. Piteșteanu încearcă să se apere, dar Andrei Ion este dezlănțuit în astfel de situații. Contrele vin și din partea Pideșteanului se cerea de această lovitură joasă de picior. Se termină o primă repriză în care avantajul este de partea Olteanului, pe care l-am avut în imagine. Așa cum îmi cunosc colegii, în câteva momente, după ce va fi prezentată repriza a doua, care observăm că e, în care se anunță foarte frumoasă, nu-i așa? Vom vedea cele mai importante lovituri din prima rundă.
draft asta, eu nu înțeleg de ce aici nu a fost numărat Samuel Ivan, lovitură recepționată, iată și pe Sorin Tănăsie, fostul campion mondial de tineret și cu evoluții bune și la seniori, apoi și la profesioniști. Cu câteva meciuri frumoase în carieră la, și la profesioniști. Și victorii bune, importante. Mergem mai departe. Samuel Ivan încearcă să reziste. Un luptător care pare bine pregătit. Iată cum își urmărește adversarul, cum îl atacă și știe la rândul lui să se ferească de aceste lovituri. Un timp care are simțul distanței, a greșit aici cu această scădere de nivel, chiar pe lovitura de genunchi adversarului. A venit și coșul de stânga imediat. Dar stânga lui Andrei e foarte bună. Foarte bună combinația asta cu un uppercut la corp. Samuel încearcă să forțeze, știe că a pierdut prima repriză și încearcă să impresioneze pe arbitrii de acum încolo. Dar Andrei Ion, foarte bună dreaptă, stângă la corp și o lovitură de picior din întoarcere își pierde echilibrul și până se adună de pe jos, secundele mai trec. Bună serie pentru Samuel. Ivan are forță și viteză pe lovituri. Și nu pare descoperit de prima rundă. Are în față un adversar care îl atacă mereu. Oricum nu face o luptă rea nici Samuel până acum. Ivan are un adversar destul de puternic. Acest Andrei Ion are și un fotbal de campion în colț. Și lucrurile astea se văd pentru că Tănăsie fiind campion la box, Andrei Ion stă bine în lupta pe brațe. Sigur că a aruncat și niște lovituri de picior, dar avantajul și l-a creat acolo în lupta pe brațe. Samuel Ivan și-a revenit mult față de ceea ce s-a întâmplat în prima rundă. A trebuit să suporte în continuare atacul unui adversar care îi combina aceste serii. Ultima repriză. Și din câte știu, ultimul meci cu repriză de două runde. Ivan forțează în continuare. Excelentă stângă aruncată din scurt de Andrei Ion. Rămâne tehnic privit, ce frumoase eschivele cu scăderi de nivel, practic a dispărut din fața adversarului, că acesta era drumul la creșor de stânga și apoi un 1-2 încheiat cu o lovitură, parcă dintr-o ușoară săritură acolo. Ivan un pic descumpănit de faptul că nu găsește o lovitură prin care să-și prindă cu adevărat adversarul, să-l pună în dificultate. Forțează, iată, dar lovește mult în gol. Ultimele secunde ale unei lupte bune.
băieții ăștia ne-au arătat foarte multe lucruri frumoase față de cei ce au fost înainte. Adică altceva, pregătire, apărare, atac, lovituri interesante, curaj. Parcă nimeni n-a vorbit de noi debutați, deși chiar asta sunt. Frumoasă serie, două strângi aruncate de Samuel Ivan, vine după el și Andrei Ion, forțând acolo. Bună, lovitura asta de genunchi. Se termină meciul și probabil că va conta lovitura aplicată de Andrei Ion, faptul că și-a a produs adversarul acele daune, obligând la intervenția medicului, dar unul bine mea și Samuel Ivan a luptat destul de bine. La Andrei Ion se vede plusul pe lupta de brațe, acolo unde a învățat multe de la un campion de mondial de box, fier și de tineret. Deci, altă parte, Samuel Ivan, un alt tip promițător, care a avut curaj, a dat drumul la lovituri, a arătat o tehnică bună. A găsit însă un adversar care eu, la un debutant, să vezi astfel de eschive, e mare lucru. Dar chiar și așa duce serie bună aici pentru Samuel Ivan. Așteptăm decizia arbitrilor, apoi vom trece la meciul cu runde de 3 minute. Decizie, ladies and gentlemen, the winner is the red. Decizie normală și bănuită de mine, câștigă Andrei Ion. Rabia au arătat lucruri frumoase. O scurtă pauză, apoi vom merge spre lupta a 5-a.